Bună ziua, sunt Anișoara Login și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a amenințat că se aruncă de pe o clădire din Kiev în această dimineață, în timp ce oamenii legii veniseră să-l aresteze. Într-un final, acesta a fost reținut. De la Strasburg, Vlad Plahotniuc a zburat peste ocean, liderul PD, care nu are nicio funcție în stat, se află în frunta unei delegații a coaliției de guvernare. Un bărbat din Soroca va sta 8 ani la pușcărie pentru escrocherie, ispășind o altă pedapsă, i-a promis unei femei că se va însura cu ea dacă aceasta îi va da 100.000 de lei. Ajuns în libertate, a dispărut cu tot cu bani. Începem cu o informație de ultimă oră. A murit regele Mihai al României la vârsta de 96 de ani. În ultima perioadă, starea sa de sănătate se agravase. Vom reveni cu detalii pe parcurs. Trecem la alte subiecte. Se încing spiritele la Kiev după ce a organizat duminică un protest la care a cerut demisia lui Petro Poroșenko. Astăzi, Mihail Saakashvili s-a trezit cu zeci de mascați la ușă. Procuratura Generală a organizat percheziții în apartamentul politicianului. Pentru a nu fi reținut, Saakashvili a urcat pe acoperișul blocului unde locuiește și a amenințat că se aruncă în gol dacă cineva se apropie de el. În cele din urmă, el a fost dat jos de pe acoperiș și reținut. Când a văzut că mascații înarmații bat la ușă, Mihail Saakashvili a urcat pe acoperișul blocului cu 8 etaje unde locuiește. De acolo a amenințat că se aruncă în gol dacă cineva se va apropia de el, scrie presa din Ucraina. Oamenii legii au intrat cu forța în apartamentul politicianului, unde au efectuat percheziții. Între timp, afară, dar și în fața apartamentului din Kiev, în care locuiește Saakashvili, s-au adunat zeci de susținători. Oamenii au blocat intrarea în clădire, așa că scutierii au intervenit. În urma altercațiilor, mai multe persoane au fost rănite, iar cel puțin un activist a fost reținut. Presa scrie că unul dintre susținători s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc. După ce a stat pe acoperiș timp de mai multe ore, Saakashvili a fost luat cu forța de acolo. A fost nevoie de 10 oameni care l-au apucat de mâini și l-au dat jos de pe acoperiș. Cei adunați în fața apartamentului au încercat să împiedice reținerea politicianului. Totuși, fostul guvernator al regiunii Odessa a fost scos afară și urcat cu greu într-un automobil. În acel moment, simpatizanții politicianului au înconjurat dubița. În paralel, Procuratura Generală a anunțat că Saakashvili a fost reținut fiind suspectat de sprijinirea membrilor unei organizații criminale și tăinuirea activității acesteia. Mihail Saakashvili locuiește de 3 ani în Ucraina. În 2015, pe când avea o relație bună cu Petro Poroșenko, a primit cetățenia ucraineană, iar apoi a devenit guvernator al regiunii Odessa. Un an mai târziu însă a demisionat, acuzând autoritățile de corupție. În vara acestui an, Poroșenko i-a retras cetățenia, așa că politicianul a fugit pentru scurt timp în Statele Unite. În septembrie a revenit în Ucraina, trecând frontiera cu ajutorul susținătorilor săi. Deja de câteva luni, fostul președinte al Georgiei organizează mai multe proteste împotriva liderului de la Kiev. Ultimul a avut loc duminică, când mii de oameni au cerut demisia lui Petro Poroșenko. Vlad Plahotniuc a plecat în Statele Unite după vizita de ieri de la Strasburg, neavând vreo funcție în stat. Acesta s-a întâlnit acolo cu secretarul general al Consiliului Europei, fiind însoțit de ministrul Justiției și cel de Externe. Deși democrații spun că Plahotniuc s-a aflat la Strasburg în frunta unei delegații guvernamentale, pe site-ul instituției europene, în agende, numele acestuia nu figurează. În comunicatul emis de Partidul Democrat se spune că Vlad Plahotniuc a plecat astăzi în Statele Unite, unde se va întâlni cu reprezentanți ai instituțiilor americane. Democratul, care nu are nicio funcție în stat, se află în fruntea unei delegații a coaliției de guvernare. Cine face parte din ea, în comunicatul PD nu se precizează, iar purtătorul de cuvânt al formațiunii a spus că nu știe. Ieri, Vlad Plahotniuc a fost la Strasburg, unde s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, dar și cu președintele Comisiei de la Veneția. Nu este clar cum a ajuns Plahotniuc în componența
prezența delegației, având în vedere că pe site-ul Consiliului Europei se menționează că Youngland urma să aibă întrevedere cu Andrei Galbur și cu Vladimir Cebotari. Numele lui Plahotniuc nu apărea nicăieri. Este o delegație guvernamentală și miniștri au întâlnit pe axa sa cu reprezentanții europeni. Președintele partidului reprezintă partidul care și-a asumat actul de guvernare și în contextul dat nu văd care ar fi fost problema. Serviciul de presă al Partidului Democrat insistă că tocmai Plahotniuc a fost în fruntea delegației, iar cu președintele Comisiei de la Veneția a discutat despre modul cum sunt respectate recomandările instituției. În imaginile oferite de democrați, Vlad Plahotniuc apare alături de ministrul de externe. În spatele celor doi se află ministrul justiției. Secvențele nu sunt însoțite de sunet, dar din imagini se poate observa că Plahotniuc se prezintă atunci când dă mâna cu Gianni Buchichio. Pot să vă asigur că bugetul statului Republica Moldova nu a avut de suferit de la această situație. Dacă democrații vorbesc despre o delegație guvernamentală, serviciul de presă al executivului precizează că ar fi vorba de o vizită pe linie de partid. Am solicitat mai multe informații de la Ministerul de Externe, dar și de la reprezentanții Consiliului Europei despre vizita lui Plahotniuc la Strasburg. Deocamdată nu am primit niciun răspuns. Pentru Ziarul de Gardă, reprezentanții ai Serviciului de Presă al Consiliului Europei au precizat că Youngland a avut o întrevedere cu ministrul de externe, care a fost însoțit de cel al justiției și Vlad Plahotniuc, iar reuniunea a vizat recomandările Comisiei de la Veneția, planul de acțiune al Consiliului Europei și hotărârile CEDO. Cu o întârziere de 4 zile, bradul cumpărat de Silvia Radu și instalat în Piața Mare Adunări Naționale a fost inaugurat aseară. 3, 2, 1! În timp ce Silvia Radu dădea start sărbătorii, un grup de liberali protestă lângă pom. Mai multe vedeți imediat. Instanța din România a respins solicitarea lui Vlad Plahotniuc de a-l obliga pe milionarul român Adrian Porumboiu să nu-i mai rostească numele. Magistrații au motivat că cererea formulată este neîntemeiată. Liderul PDL a acționat în judecată pe Porumboiu la începutul lunii noiembrie. Atunci, site-ul adevărul.ro scria că Plahotniuc ceruse ca instanța să soluționeze cererea fără citarea părților. Nu se știe dacă acest lucru s-a întâmplat și dacă Plahotniuc va ataca decizia. Serviciul de presă al democraților ne-a spus că nu comentează și nu oferă detalii în acest sens. Presa de peste Prut scrie că în 2015 Vlad Plahotniuc ar fi cumpărat afacerile milionarului din România. Federația de tenis susține că niciun antrenor nu a fost reținut pentru trucarea meciurilor, așa cum a anunțat CNA. Președinta FTM a declarat că toți angajații sunt în libertate. Centrul Anticorupție spune că s-a bazat pe declarația unuia dintre cei 4 suspecți reținuți, care s-a prezentat drept antrenor al federației. Cele 4 persoane care au fost menționate în mass media, precum că sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție pentru trucarea meciurilor de tenis, nu sunt angajați ai Federației de Tenis. Și Federația de Tenis nu poate purta responsabilitate pentru acțiunile și inacțiunile persoanelor care practică tenisul. Mai mult, președinta Federației de Tenis spune că a solicitat celor de la CNA să ofere detalii despre persoanele cercetate în dosarul meciurilor trucate. Nu a fost nimeni, nu s-au solicitat careva acte. Federația de Tenis, nicătând că a făcut demersuri oficiale față de CNA, nu am primit un răspuns vis-a-vis de careva nume și persoane care au fost implicate în acest incident. Săptămâna trecută CNA a anunțat că au fost reținute 4 persoane suspectate care aranjau meciuri de tenis și făceau astfel bani grei la casele de pariuri. Printre ei ar fi și un antrenor al Federației Moldovenești de Tenis. Solicitat astăzi de ProTV, ofițerul de presă al CNA ne-a comunicat că unul dintre cei 4 reținuți s-a prezentat drept Nikita Gluhoi, antrenor al Federației. În plus, el apare și pe site-ul instituției, unde se precizează că are 21 de ani. Deoarece FTM dezminte că această persoană face parte din federație, CNA susține că este gata să facă rectificările necesare. Primele zile de iarnă au adus nu doar temperaturi scăzute, dar și viroze. Specialiștii susțin că numărul infecțiilor respiratorii acute a crescut și este mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cei mai mulți dintre bolnavi sunt copii de până la 5 ani. Această mămică a ajuns la spital împreună cu cei 3 fii ai săi de 1 an, 2 și 5 ani. Spune că vineri băieții au început să se simtă rău, iar ea a încercat să-i trateze cum poate, dar nu a reușit, așa că a chemat ambulanța. S-au umflat ochișorii, iată la asta și la mine și tusă și febră. Am stat sâmbătă, duminică, am cumpărat niște chicături, am încercat acasă, licuiesc, am făcut ingaleață. Dureri de cap, dureri de gât,
tusă, parcă eu n-am, acele lanță au uscată tus. Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii spun că numărul pacienților a crescut în ultimele zile. Cei mai mulți micuți internați au până la 5 ani. Deoarece rezistența în această vârstă a copiilor este mai scăzută, tusă, nas înfundat, cefalee, vome pot fi asociate infecții respiratorii și cu sindrom intestinal. Pentru a ne proteja de infecțiile respiratorii acute, trebuie să ducem un regim de viață, deci normal, să ne spălăm cât mai frecvent pe mâini, să aerisim cât mai frecvent încăpierile. În caz de îmbolnăvire, izolăm pacientul. Potrivit șefului Direcției Sănătate Chișinău, numărul cazurilor de viroză este mai mare cu 14% decât în aceeași perioadă anului trecut. Au fost înregistrate în Republica Moldova 7280 cazuri. Noi vorbim de o situație dificilă sau un risc sau un eventual risc sporit la aceste infecții atunci când numărul de cazuri înregistrate este sub 300 de cazuri la 100.000 populație. Astăzi noi avem 205 cazuri. Astfel că responsabilii din sănătate susțin că situația nu este alarmantă, numărul de îmbolnăviri fiind sub pragul epidemic. Totodată, deocamdată nu au fost înregistrate cazuri de gripă. Aflat în vizită la Moscova, Patriarhul Daniel al României a participat aseară la o cină festivă oferită de președintele rus Vladimir Putin. Evenimentul a avut loc în cadrul festivităților organizate cu ocazia împlinirea 100 de ani de la restabilirea Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă. La cină a fost prezent Patriarhul Kiril al Rusiei, dar și alți șefi ai bisericilor ortodoxe din diferite țări. Duminică, Patriarhul României și cel al Rusiei au oficiat împreună o liturghie la Moscova. Vizita Preafericitului Părinte Daniel la Moscova se încheie astăzi. A fost o vizită istorică, prima după 1990. Cu o întârziere de 4 zile, pomul de Crăciun a fost inaugurat aseară în centrul capitalei, totodată au fost aprinse și luminițele pe străzi. În timp ce Silvia Radu dădea startul sărbătorilor, un grup de liberali și-a scos pancartele și-au manifestat chiar lângă brad. Primarul interimar deocamdată nu a comentat protestele. Haideți să facem să dăm start numerătorii inverse. 5! 3, 2, 1! Startul sărbătorii a fost dat de primarul interimar. Silvia Radu a fost singura care a vorbit în fața celor aflați în piața Marii Adunări Naționale, deși alături de ea erau viceprimarii Nistor Grozavu și Ruslan Codreanu. În sfârșit avem brad și este cel mai frumos brad, fiindcă este bradul vostru, al tuturor. Cei veniți în centrul capitalei s-au grăbit să facă poze lângă pom. Este frumos, e o sărbătoare frumoasă, foarte ne bucurăm că s-a deschis sărbătoarea. Nici nu m-am așteptat la un brad așa de frumos. Ne bucurăm de așa braduț. Mulți au recunoscut că au răsuflat ușurați când au văzut că pomul adus din Ucraina, care a ajuns cam chel până la noi, a fost scos din piață. L-am văzut pe adnaclasnică. Era urât. A adus bradul din Ucraina, a fost defrișat și s-au cheltuit bani pe asta. Pentru că trebuia să fie inaugurat încă pe 1 decembrie, unii spun că au așteptat momentul cu nerăbdare. Am așteptat, foarte tare am așteptat, foarte frumos, un brad excesiv. Odată cu luminițele de pe brad au fost aprinse și cele de pe străzi. În timp ce primărița sărbătorea, un grup de liberali a protestat cu pancarde în mână timp de câteva minute în preajma scenei, spunând că pomul de Crăciun este unul oligarhic. Este pentru prima dată când ni se aduce astfel de mere otrăvite și ne sunt servite împreună cu lipsă de democrație, cu lipsă de transparență. Doamna Silvia Radu, venită în post prin delegarea din partea Partidului Democrat, este unul lipsit de respect față de cetățenii municipiului de Chișinău. Tradițional, pomul de Crăciun este inaugurat în capitală pe 1 decembrie. Spre deosebire de anii precedenți, de data aceasta în piața Marii Adunări Naționale va fi sărbătorit doar Revelionul. Alte manifestații se vor muta pe 31 august, așa cum a propus premierul Pavel Filip. Acolo va fi târgul de Crăciun, patinoarul, dar și un brad al guvernului. Spiritul Crăciunului a fost adus în Japonia de câțiva pinguini costumați în Moș Crăciun. Aceștia au încântat vizitatorii.
Pinguinii au stârnit amuzamentul tuturor. Vedeți mai multe imagini cu moșii deosebiți în câteva minute. 27 de pietoni au fost accidentați săptămâna trecută pe treceri sau în preajma lor. Este un număr record, spune Poliția Capitalei. Majoritatea a fost rănită în sectorul Botanica, iar devine este viteza excesivă și neatenția șoferilor. Primarul interimar a cerut ca cele mai periculoase zebre să fie marcate și iluminate. Potrivit oamenilor legei, săptămâna trecută au fost accidentați 27 de pietoni. 8 au fost loviți în afara trecerilor, dintre care unul a decedat, iar 19 au fost loviți chiar pe zebră. Șeful adjunct al Poliției Capitalei, Silviu Mușuc, spune că este pentru prima dată când se înregistrează o asemenea cifră într-o singură săptămână. În acest an, numărul pietonilor răniți pe zebre este în creștere față de anul trecut, însă celul decedați este mai mic. În 2016, 12 pietoni au murit loviți pe zebre, iar în primele 11 luni ale acestui an s-au stins 10. Silvia Radu a cerut ca cele mai periculoase treceri de pietoni din capitală să fie vopsite și iluminate. Asta deși, potrivit celor de la Exdrupo, din cauza temperaturilor scăzute, sezonul de aplicare a marcajelor rutiere este închis. În cadrul campaniei Ucigași pe treceri de pietoni, ProTV a cerut, printr-un demers Guvernului și Parlamentului, modificarea legislației, astfel încât neacordarea priorității pietonilor aflați pe treceri să fie catalogată ca infracțiune gravă, soldată cu suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin 90 de zile și puncte de penalizare. Autoritățile nu au dat nici astăzi curs solicitării. 40 de militari ai Armatei Naționale vor pleca astăzi în Kosovo pentru a se alătura misiunii KFOR. Ieri aceștia au fost petrecuți de premierul Pavel Filip și ministrul apărării. Mandatul contingentului va dura 6 luni. Cele mai mari emoții, desigur, le au rudele militarilor. Cei 40 de militari gata de misiune au cântat imnul țării, au mărșăluit și au primit drapelul de luptă de la premierul Pavel Filip. Familia Zavatin a fost plină de emoții pentru că i-a mai rămas o renumărată până la despărțire. De 2 ani de când s-au căsătorit, este pentru prima dată când cei doi vor fi separați atât de mult. Emoțiile sunt de nedescris. Aceasta este prima deplasare peste hotare. O să ținem legătura pe internet și pe telefon. Și schimb de poze avem făcute. Asta e viața de militar, sunt deplasări și am pregătit soției, mi-a explicat care va fi lucrul meu acolo și nu are de ce să facă grijă. Cei 40 de militari din Armata Națională vor participa la misiunea de pacificare din Kosovo pentru o perioadă de 6 luni. Fiecare a fost selectat pe sprânceană în baza unor rapoarte înaintate de comandanți. A fost evaluat și a trecut printr-un șir de pregătiri speciale. Militarii noștri, desigur, sunt pregătiți foarte bine. Misiunile care o să fie urmate în Kosovo, deja sunt patruleri, dimineri, paza bazei și paza obiectelor istorice sub egida UNESCO. Mulți dintre ei spun că li se împlinește un vis pentru că prima dată merg într-o misiune. Este o mândrie de a fi ofițer și este o mândrie de a reprezenta țara. Pare dificil, în primul rând, limbajul. Noi cunoaștem limba engleză, dar persoanele de acolo învață limba albaneză și de asemenea, de aceea puțin va fi greu de vorbit. Am optat pentru această funcție și am scris raport și am fost acceptat pentru misiune. Emoții nu sunt până ce doar despărțire de casă. Eu sunt convins că voi face față și respectiv pentru mine este mai mult niște emoții de, sau mai bine zis, curiozitate. Ar dorind să văd în realitate. Unul dintre militarii mai experimentați este Oleg Forță. De 22 de ani muncește în armată, timp în care a participat la mai multe misiuni peste hotare. Sunt la funcția de instructor sanitar în plutonul de geniu și stau la straja sănătății a partenerilor mei de armie. Noi știm toții că acolo cândva a fost un conflict armat, dar acum e liniște și nu ne suntem cu misiune de pacificare. Militarii au fost petrecuți de premierul Pavel Filip, ministrul apărării și ambasadorul Italiei în Republica Moldova. Trimiterea soldaților moldoveni în misiunea KFOR demonstrează că Moldova dorește să promoveze activ pacea și stabilitatea la nivel internațional. Apreciem mult atât profesionalismul și competența militarilor moldoveni. Obiectivul nostru strategic privind trecerea în lista țărilor
acțiunilor producătoare de securitate s-a realizat. A venit timpul să trecem la o altă etapă, să ne asumăm un angajament mai ambițios. Trebuie să antrenăm un număr mai mare de militari în aceste misiuni, inclusiv femei. Militarii vor primi câte 50 de euro pentru fiecare zi a misiunii. Acesta este cel de-al 8-lea contingent care pleacă în Kosovo. Militarii vor face parte din forța multinațională de menținere a păcii KFOR. La 8 ani de pușcărie a fost condamnat un bărbat din Soroca pentru escrocherie. El i-a promis unei femei că se va însura cu ea dacă îl va ajuta cu bani. Fiind în închisoare, ispășind o altă pedeapsă, acesta a făcut cunoștință pe internet cu victima. După ce a primit de la aceasta 113.000 de lei, ajuns în libertate, bărbatul a dispărut. Femeia s-a plâns la poliție, iar la scurt timp el a fost reținut. Procurorii au stabilit că bărbatul era însurat, având o familie la Fălești. Drumuri extinse, segmente pentru ocolire, noi sensuri giratorii, intersecții reorganizate și parcări multietajate. Sunt soluțiile propuse de interimarul de la transporturi pentru fluidizarea traficului în capitală. El a venit cu un proiect asemănător celui prezentat de fostul său șef Oleg Poiată, pentru care acesta a fost demis săptămâna trecută de Silvia Radu. Deși a prezentat un proiect asemănător cu cel al fostului său șef, care a fost demis de Silvia Radu, interimarul de la transporturi a avut mai mult noroc. Soluțiile sale pentru fluidizarea traficului în capitală au fost acceptate. Noi am, la Direcția Transport în comun cu Inspectoratul Național de Patrulare, am elaborat împreună un plan de acțiuni cu privire la fluidizarea traficului rutier în municipiul Chișinău. Vitalie Butucel propune să fie extinse și reparate mai multe segmente de drum, să fie construit un sens giratoriu la intersecția străzilor Calea Orheiului Studenților și Socoleni, dar și reconstruit rondul de la piața Dimitrie Cantemir. Costul lui estimativ este de 50 de milioane de lei. Documentul prezentat de Butucel mai prevede reorganizarea unor semafoare, a unor intersecții, construcția de parcări multietajate în oraș, dar și a unor segmente de ocolire a Chișinăului pentru vehicule de mare tonaj. Să transferăm transportul de capacitate mare care tranzitează zona nodul rutier Ismail Vadlivodă. Pentru a fluidiza traficul în oraș, Silvia Radu a propus să fie cumpărate autobuze pentru toate școlile. Nu procurarea mașinilor pentru direcția învățământ, dar procurarea autobuzelor pentru școli. Acest lucru fluidizează traficul semnificativ, fiindcă părinții nu vin toți împreună să-și aducă copiii. La anul 4 străzi ar urma să fie reparate din talpă, și anume 31 august, Alexandru cel Bun, Tighina și Ion Creangă. În total vor fi reabilitați 20 de kilometri de drum. Toate lucrările ar urma să fie făcute până în 2019 din banii municipali, dar și din finanțări externe, suma totală fiind estimată la peste 200 de milioane de lei. Potrivit fostului șef al Direcției Transport, Oleg Poiată, pentru acest an în bugetul primăriei au fost bani doar pentru reparația 3 kilometri de drum. Poiată a fost demis din funcție săptămâna trecută, după ce a fost alungat de la ședință, deoarece nu a prezentat proiectul de fluidizare a traficului în oraș, așa cum a solicitat Silvia Radu. Zis și făcut, Rusia a inclus pe lista agenților străini 9 instituții mass media în baza unei legi adoptate recent. Printre posturile sancționate de Kremlin se numără Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Astfel, acestea ar putea fi obligate să prezinte autorităților ruse date despre finanțarea și personalul lor. Decizia vine după ce postul rusesc de televiziune RT s-a înregistrat ca agent străin în Statele Unite la insistența Washingtonului. Oficiali din serviciile de informații americane spun că Russia Today a încercat să influențeze alegerile prezidențiale de anul trecut în interesul Kremlinului. Televiziunea a negat acuzațiile. Spiritul Crăciunului a fost adus în Japonia de câțiva pinguini angajați unii grădini zoologice. Au îmbrăcat păsările în costume de Moș Crăciun spre deliciul vizitatorilor. Pinguinii au stârnit amuzamentul tuturor. Pinguinii de la o grădină zoologică din Japonia sunt pregătiți de sărbătorile de iarnă. Aceștia au fost îmbrăcați în costume de Moș Crăciun și scoși la plimbare sub privirile vizitatorilor. Fiecare pinguin avea câte un clopoțel la gât, iar un angajat a avut grijă ca niciunul dintre ei să nu părăsească grupul. Oamenii care se aflau în acel moment la grădina zoologică au făcut poze, iar la scurt timp, pe rețelele de socializare au apărut clipuri amuzante cu defilarea de Crăciun. Pinguinii se vor plimba așa prin parc și în următoarele zile. Și anul trecut, angajații menageriei din Japonia, dar și din Coreea de Sud, au costumat păsările în Moș Crăciun. A
Radu Gânsare, erou în Israel, fotbalistul moldovean al echipei Hapoel Haifa, a marcat singurul gol în derbiul orașului. Formația se ocupă primul loc în campionat. Radu Gânsare a venit perfect la o centrare de pe banda dreaptă și a marcat cu o lovitură de cap elegantă. Maccabi Haifa, una dintre cele mai titrate echipe din Israel, de 12 ori campioană a țării, a ratat câteva ocazii imense de a egala scorul. Hapoel Haifa a câștigat derbiul orașului, iar fanii echipei au savurat din plin victoria. Formația lui Radu Gânsari este lider în campionat cu 27 de puncte. Hapoel Birșeva are și ea 27, dar un gol averaj mai slab. Gânsari, care s-a transferat la Hapoel Haifa în vară de la Șerif, a mai marcat un gol în august în partida cu Bnei Sahnin. Luptă pentru revenirea în play-off. Dinamo București a câștigat meciul cu Sepsi, scor 3-0. Câinii roșii s-au apropiat la un punct de locul 6 în campionat. De mai puțin de 8 minute a avut nevoie Dinamo București pentru a debloca tabela de scor aseară. A înscris Adam Nemeț. Câinii roșii și-au dublat avantajul în urma unui corner după o jumătate de oră de joc prin Ionuț Nedelcearu. Cealaltă parte a terenului și este gol! Gol marcat de Nedelcearu, minutul 31. După pauză, Bochila a marcat pentru Dinamo Biști, însă reușita a fost anulată pe motiv de fault în atac. În minutul 79, totuși, oaspeții au dus scorul la 3-0 prin Diogo Salomao. Minge care merge la Salomao și gol! Gol Dinamo, 3-0, minutul 79. Dinamo București ocupă locul 7 în campionatul României cu 30 de puncte și este foarte aproape de zona de play-off. Discipolii lui Vasile Miriuță sunt la un punct în spatele echipelor Astra Giurgiu și Viitorul Constanța. Moment emoționant în campionatul Belgiei. Înainte de meci, fanii echipei Charleroi au aruncat pe teren sute de jucării de pluș care vor fi donate copiilor cu dizabilități. Evenimentul se numește Teddy Bear Picnic și este organizat înainte de Crăciun. Jucăriile au fost strânse și vor ajunge înainte de Crăciun la copiii din spitalele din Belgia. Partida dintre Charleroi și Ostende s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Bate totul în cale, Cleveland a câștigat al 12-lea meci la rând în NBA, în același timp Stephen Curry a stabilit un nou record. Cleveland nu are milă de nimeni. Cavalerii și-au dezlănțuit ofensiva într-un nou match splendid cu James, Wade și Love, care au demolat gruparea Chicago Bulls. Gazdele au reușit să reducă din diferență cu o repriză a treia bună, dar nu mai mult. 113-91 victorie echipei Cleveland, care este a 12-a consecutivă în campionat. În același timp, starul formației Golden State, Stephen Curry, a stabilit un nou record. Acesta a ajuns la 2000 de aruncări de 3 puncte reușite în carieră, performanță completată în 597 de meciuri. Curry este cel mai rapid la acest capitol în istoria NBA. Golden State Warriors a câștigat partida cu New Orleans, scor 125-115. Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!